O incursiune în istoria căilor ferate din Moldova o reprezintă expoziția de fotografii inaugurată la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, Turnul de Apă. Evenimentul se desfășoară în contextul zilelor europene ale patrimoniului și este prilejuit de aniversarea a 150 de ani a căilor ferate. Prima dată căile ferate a fost în Chișinău la 1871. Aici vedem prima poză a gării feroviare. Deci prima gară a fost temporară, a fost făcută din lemn, dar nu s-a păstrat și iată la 1871 arhitectul de origine austriac Lonski construiește această gară. Construcția căii ferate pe meleagurile noastre au avut conotații militaro-strategice, spune istoricul Ion Varta. Inaugurarea căilor ferate în Basarabia a fost prilejuit de declanșarea războiului ruso-turc de la 1877-78. În premieră, deci ostașii ruși au călătorit cu trenul din locurile de dislocare diviziilor lor, a corpurilor de armată și au fost aduși cu garniturile de tren aici în zona teatrului de război, pentru că până atunci erau nevoiți să vină pe jos. Rare imagini de epocă aduc în atenție vizita regelui Ferdinand I al României la Chișinău în 1918. Deci vedeți momentul când a ieșit toată populația Chișinăului și când regele Ferdinand merge pe peronul gării feroviare din Chișinău. Era una din cele mai frumoase gări în Europa și avea 3 etaje. Cele mai vechi fotografii au fost oferite de Agenția Națională a Arhivelor din Moldova. La inițiativa muzeului, noi am început să selectăm documentele care au fost solicitate referitor la căile ferate. Documentele fotografice la noi se păstrează în peliculă de 3,5 cm pe 2,5 cm în depozite. Pentru a fi expuse aceste fotografii, au fost scanate, prelucrate, în format digital, pentru a fi imprimate pe hârtie. În timpul celui de-al doilea război mondial, gara a fost distrusă și reconstruită în 1948 după proiectul arhitecților Ciuprin și Șciusev. În expoziție poate fi urmărită desfășurarea lucrărilor de construcție a căii ferate pe alte tronsoane, dar și imagini ce pun în valoare frumusețea sediului gării feroviare din Chișinău. Expoziția poate fi văzută la Muzeul de Istorie a orașului Chișinău până în data de 30 octombrie.